Statul a fost prejudiciat cu 15 milioane de lei printr-o schemă de spălare de bani prin intermediul unei companii specializată în programe Travel. Anchetatorii nu precizează numele companiei și nici de câți ani activează pe piața din Moldova. Potrivit Centrului Național Anticorupție, în perioada anilor 2010-2013, această firmă ar fi transferat în conturile unei companii offshore peste 6 milioane de dolari. Banii au fost obținuți de la studenții participanți la programul Travel, cărora societatea le ofera asistență în stabilirea relațiilor cu angajatorii de peste ocean, pregătirea actelor necesară pentru obținerea vizei și, în final, deplasarea în SUA. Din banii acumulați în contul companiei offshore, o parte era pentru achitarea salariilor angajaților companiei, altă parte din bani intra pe conturile personale ale factorilor de decizie ai companiei, care își procurau automobile de lux, imobile și alte bunuri. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal pe faptul spălării banilor în proporție deosebit de mari. În prezent, CNEA lucrează cu serviciile similare din Statele Unite pentru fortificarea bazei probatorii pe cazul dat.